Doamne ajută, bun regăsit, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt Dobrogean aici la Radio Dobrogea pe 99,7 FM în Constanța și în prejurim. De asemenea ne auziți, ne și vedeți pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Astăzi, dacă este miercuri, este ediție de dialog cu ascultătorii Radio Dobrogea. Din acest moment vă sunt puse la dispoziție cele trei mijloace de comunicare ale noastre, prin care, practic, dumneavoastră faceți tonul, ca să spunem așa, în această emisiune. Telefon direct pe rețeaua Intersat vă așteaptă la numărul 0241515266, telefon cu tarif normal. Dacă preferați SMS-uri, le puteți trimite la numărul de SMS 0768123456, număr de SMS în rețeaua Telecom cu tarif normal. Și dacă sunteți pe internet, puteți să ne scrieți pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea, într-un singur cuvânt, acesta este ID-ul nostru de Messenger, vă așteaptă mesajele de asemenea care vor poposi aici în fața noastră, în studio. Cineva ne-a trimis mai multe mail-uri, de fapt avem un grupaj de mail-uri de la mai mulți ascultători care ne întreabă. Am văzut că și la redacție s-a întrebat, ne întreabă ce se întâmplă cu emisia pe internet. Emisia pe internet a suferit o mică modificare, dar în mod tehnic dumneavoastră n-ar trebui să o sesizați, în sensul că s-a updatat un pic site-ul nostru de internet, dar asta se întâmplă probabil pentru cei care și-au salvat undeva și au marcat în calculator vechiul nostru sistem de emisie. Acum avem unul mai nou și e foarte simplu. Intrați pe pagina de internet, pe radiodobrogea.ro, veți găsi acolo emisie audio, emisie video, doar faceți un click pe ele, le accesați și de asemenea aveți din nou acces. S-a schimbat un pic adresa de emisie, ca să spun așa, pe internet. Dar, în mod normal, n-ar trebui să simțiți decât doar dacă ați memorat undeva în calculator vechea adresă și de asta nu mai găsiți, nu mai este accesibilă. Reveniți pe site-ul nostru principal, pe radiodobrogea.ro, reactualizați-vă stream-ul audio și veți beneficia din nou de audiție. Am comunicat și pe mail celor ce au întrebat, o spun și public pentru cei care probabil mai au întrebări și n-au știut sau le-a fost rușine, să zic așa, ca să ne scrie, deși nu văd de ce. Noi suntem deschiși comunicării, puteți să ne trimiteți în alte perioade, când nu avem astfel de emisiuni interactive, puteți să ne trimiteți și mail-uri ca să comunicăm tot felul de lucruri. Dar acum suntem la emisie de dialog, emisiune de dialog cu ascultătorii Radio Dobrogea. Vă aștept așadar mesajele. Un alt mesaj care poposise până la începutul emisiunii, cineva ne roagă să aprofundăm un pic tema pe care am menționat-o la emisiunea de revista presii și anume cum anume ne redă postul libertatea. Foarte mulți oameni, ne spune ascultătorul nostru, percep postul ca o restricție, ca o restrângere a libertății, ca o interzicere. Cum anume postul ne redă libertatea? Probabil că ascultătorul nostru știe, dar vrea pentru binele celorlalți ascultători să aprofundăm tema. Da, o facem cu mare drag, de ce nu? E foarte simplu. Postul, sigur, văzut din afară, postul pare o interzicere, o acțiune de restrângere a unor libertăți. Dar vă atrag atenția că în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel răstoarnă, practic, toată această filozofie greșită de a înțelege creștinismul drept religia interzicerilor. E drept că pe vremea Sfântului Apostol Pavel, foarte mulți dintre creștinii care veneau din iudaism, da, dintre creștinii evrei, ca să spunem așa, erau obișnuiți cu tonul
de interdicție al Vechiului Testament. Dacă ne uităm cu atenție, chiar în cele 10 porunci, avem o serie de porunci cu impact social, bineînțeles și personal, să nu ucizi, să nu furi, să nu râvnești la femeia aproapelui, să nu mărturisești strâmb, să nu dai mărturie mincinoasă, da? Și așa mai departe. Deci, sunt și multe alte momente în Vechiul Testament, pentru că legea iudaică nu era formată doar din cele 10 porunci. Existau o întreagă serie de prevederi cu privire la diferite aspecte ale vieții credinciosului iudaic. În total se ajunsese la vreo 600 și ceva de prescripții referitoare la curățiri, la jerfe, la sărbători, la comportamentul față de imoralitate, chiar și lapidarea este prevăzută în Vechiul Testament. Dar, în general, tonul Vechiului Testament este de interdicție. Și foarte mulți au înțeles că, în general, religia interzice. Cel puțin în cazul creștinismului nu este așa. Și, vă repet, spuneam, Sfântul Apostol Pavel răstoarnă toată această viziune de interdicție, cel puțin a Vechiului Testament, când spune că toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Este, dacă vreți, surprinderea foarte concisă, o definiție foarte concisă a filozofiei care fundamentează postul creștin. Postul creștin nu este interdicție. Postul creștin este o formă de a-ți desăvârși libertatea. De ce? Pentru că în realitate, datorită căderii în păcat, păcatul strămoșesc se transmite nouă tuturor și noi oamenii intrăm în lume cu o fire care trage spre păcat. Libertatea noastră este din start, de la intrarea noastră în această lume, este alterată. Adică în sensul în care noi alegem mult mai repede răul decât binele. Și atunci Sfântul Apostol Pavel încearcă acest lucru, să ne prevină că tot ceea ce a făcut Dumnezeu este îngăduit, toate le-a făcut Dumnezeu pentru noi, dar modul în care le folosim poate fi folositor sau nu. Așa începe păcatul. Păcatul, în definiția lui cea mai profundă, ca să spunem așa, nu este o faptă în sine, ci este o faptă care contravine voii lui Dumnezeu. Așadar, păcatul nu există prin sine, ci există prin raportare la voința divină. O faptă este rea, păcătoasă, atunci când ea nu corespunde voie lui Dumnezeu. Și care este această voie a lui Dumnezeu? Aceea de a ne sfinți, de a deveni iubire desăvârșită. Păcatul, în ultimă instanță, este o încălcare a iubirii. A iubirii așa cum a lăsat-o Dumnezeu, ca virtute, virtutea virtuților. Cea mai mare, tot Sfântul Apostol Pavel, dintre virtuți, va spune că este dragostea. Deci postul creștin merge pe această idee că îmi sunt toate îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. De ce? Pentru că libertatea este cea care trebuie educată. Prin urmare, noi aparent facem un exercițiu de înfrânare în post, evităm să consumăm anumite alimente, pentru ca din acest exercițiu să dobândim, de fapt, educarea voinței, a libertății, prin obținerea înfrânării de la păcat. Adevărata libertate este, cum spuneam și în emisiunea de care pomenește ascultătorul nostru, adevărata libertate nu este să faci ce vrei, pentru că adeseori ce vrei este contrar la ce vrea Dumnezeu. Pentru că firea noastră, repet, trage spre păcat. Important este să faci ce trebuie. Ori acest trebuie e foarte greu de făcut. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice de
nu toate îmi folosesc. Noi trebuie să facem lucruri de folos, folositoare nouă și aproapelui nostru, naturii înconjurătoare, folositoare comuniunii dintre noi, oameni și Dumnezeu. Prin urmare, de aceea noi postim, pentru a reuși să facem ce trebuie pentru a îndrepta această tendință a libertății de a face ceva contrar voii lui Dumnezeu, de a face ce vrea ea. Cum spun Sfinții Părinți, voia de sine, voia sinelui sau voia proprie, să-ți tai voia, spun Sfinții Părinți. Să-ți tai voia în ce sens? Să-ți tai voia ce era. Pentru că adeseori voia noastră trage spre rău. Și uitați-vă în jur și veți vedea că foarte mulți oameni fac acest lucru greșit, folosesc libertatea, tot Sfântul Apostol Pavel o spune magistral, ca acoperământ al răutății. Adică ei își justifică pornirile spre păcat prin tendința de libertate. Dom'le, sunt liber să fac ce vreau, sunt liber să păcătuiesc dacă vreau. E, asta este o libertate care te prăbușește, care te nenorocește, care te întoarce de la starea ta esențială, și anume de a te desăvârși în fața lui Dumnezeu. Prin urmare, noi când postim acest lucru facem, îndreptăm libertatea ca să nu devină acoperământ al răutății. De aceea postul pare că este o interdicție, dar el este de fapt un tratament duhovnicesc, să spunem așa, un exercițiu ascetic prin care de fapt căutăm să îndreptăm ceea ce deja e strâmb în noi, ceea ce deja ne trage la păcat. Și fericit cel ce va reuși să îndrepte acest lucru. În rest, sigur, postul pare din afară și dietă, se și vorbește de folosul medical al postului, dar nu asta ne interesează. Pe noi ne interesează ca postind să reușim să folosim libertatea în sensul în care să facem ce trebuie, nu ce vrem. Pentru că adeseori ce vrem nu e bine. Uneori se întâmplă că ce vrem nu e bine. Din păcate, de cele mai multe ori avem un prim telefon. Haideți să vedem cine este pe fir. Alo, sunteți în direct. Doamne ajută, vă ascultăm. Să rămână, părinte. Doamne ajută, vreau, doamne. Vreau să vă pun o întrebare. Da? Păcatele spovedite odată, mă refer la cele din tinerețe, mai grele, nu astea de toate zilele, pe care le-am spus odată, se mai pot repeta? Știți de ce mă refer? Asta că numai dumneavoastră știți. Prima dată le-am spus așa, mai cu rușine, mai cu reținere, mai cu bâlbâială și ne apasă. Și parcă le-aș mai spune odată, se poate? Păi, hai să lămurim un pic, deși nu e cadrul cel mai potrivit, să lămurim un pic de ce vă apasă. Nu știu, nu le pot uita, au fost grele și le-am spus și parcă tot nu le pot uita că le-am făcut. Le-ați mai repetat? Nu, 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 nu. Astea au fost în tinerețe. Atunci înseamnă că este 25-30 de ani. Înseamnă că e o mustrare de conștiință. Sigur, puteți să vorbiți cu duhovnicul dumneavoastră pe tema asta, cum să nu? E recomandabil. Noi la duhovnic spunem tot ce ne apasă pe suflet și înseamnă că aveți o apăsare în sensul ăsta. Dar acolo duhovnicul vă va lămuri. Cred că este vorba de o nevoie de un exercițiu... Întrerupe și de sarcină mai multe, părinte. Da, mă rog, nu le discutăm acum în auzul tuturor, dar ideea este că dacă vă apasă cugetul, sigur că trebuie să le discutați la duhovnic. Probabil că ceva a rămas nelămurit acolo. Da, mai cu rușine, mai cu jenă, mai nu știu cum să vă spun. Am spus, dar parcă așa, mai strâns. Sigur că, e recomandabil să discutați. Aici e cumva ca și la, cum spun mai nou psihologii aceștia, că și ei, într-un fel, te consiliază, te duci și te sfătuiești cu ei. Sigur că ei n-au puterea duhovnicului de a lega și a dezlega. Dar trebuie să aveți această discuție cu duhovnicul, că poate este ceva acolo care mai trebuie lămurit. Mi-era jenă să vă întreb, dar n-am avut încotro și zic hai să vă spun, că sigur, poate mai discutăm... cineva la fel ca mine și să știm ce... Bine, da, nu discutăm detalii, dar de regulă asta este. Și vă mulțumesc pentru întrebare, uite, o să continui. Doamne ajută. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă ajută.
O să continui puțin ideea. Uneori se întâmplă, că suntem în perioada în care ne spovedim, uneori se întâmplă că spunem păcatele formal. Adică, sigur, noi știm că le-am făcut, le bifăm acolo, am mințit, am furat, am vorbit din gură, eu știu ce a mai făcut fiecare în dreptul lui. Dar spovedania, pentru a fi completă, trebuie să conțină și o parte de îndreptare. Adică, tu îți spovedești, sigur că Dumnezeu, în marea lui iubire de oameni, te iartă, te dezleagă, cum se spune, de păcatele tale, dar mai departe ce se întâmplă? Ne îndreptăm, de asta apare uneori această poate mustrare de conștiință, că poate n-am făcut totul, poate a rămas ceva nerezolvat, poate am fi putut să facem mai mult bine după ce am păcătuit decât am făcut. Și atunci sigur că rămâne ca o nemulțumire, rămâne ca o formă chiar de îndoială, oare m-o fi iertat Dumnezeu, pentru că în sinea noastră cumva acolo ceva ne frământă. Repet, Dumnezeu este mai mult decât credem noi. Este infinită iubire. Problema este că din această iubire bem câtă vrem noi și câtă putem noi. De asta uneori ne simțim seci pentru că nu bem câtă trebuie. Și e bine să avem aceste discuții cu duhovnicul pentru că ele pot lămuri problemele mai adânc. Și bine, acum de la caz la caz, fiecare cu ce are pe conștiință, dar asta vreau să spun, spovedania nu e o simplă bifare pe carnețel. Am furat, am mințit, am, eu știu ce am făcut fiecare, am desfrânat, am vorbit urât, am fumat, am băut, am bătut. E mai mult decât atât. Este o încercare de îndreptare, o încercare de a reintra în comuniune cu Dumnezeu, de asta este taina, are și o parte foarte profundă la care e bine să medităm. Un nou telefon la 0241-51-5266, spunem, Doamne ajută, sunteți în direct, alo. Să rămână, Părinte, Doamne ajută. Doamne ajută, vă ascultăm. Mă preocupă de o vreme problema duplicității. A duplicității chiar și intenționate, dar mai degrabă acelei neintenționate. Se poate ca nu îmi dau seama, vorbesc pentru mine, dar probabil că e problema valabilă și la ceilalți, să nu-mi dau seama dacă este credința mea reală, adevărată, profundă, trăită într-adevăr, sau cumva îmbracă altceva, este cumva pe la o suprafață, o duplicitate pe care nu o putem remarca foarte ușor. Vă referiți la fariseism? Cere. Că fariseismul e duplicitate, adică una zice, alta face. Nu mă refer la ceva intenționat, ci la ceva ce nu ne dăm seama că facem. Păi știți cum spun, adică Sfinții Părinți? O analiză profundă a persoanei proprii. Sfinții Părinți, începând cu Sfântul Apostol Iacov, încă din Noul Testament, ne învață că, de fapt, credința se adeverește în fapte. Noi nu putem să ne măsurăm credința, că nu avem, cum mai sunt ăștia paranormali, ăștia care măsoară aura, știi? Ei măsoară aura. Avem repere. Reperele credinței sunt faptele. Taci tu să vorbească faptele tale, spun Sfinții Părinți. Deci dacă faptele dumneavoastră se arată a fi fapte vrednice, fapte bune, cum le numim în morală, da, credință și fapte bune, atunci înseamnă credința dumneavoastră nu este doar teoretică, este și lucrătoare. Și nu e duplicitară. Dacă însă nu sunt aceste fapte, da, undeva este ceva duplicitar, adică noi credem, suntem de acord cu ideile, dar la fapte stăm rău. Și atunci intervine acel duplicitar, pentru că e un paradox care îl vedem și astăzi. Noi ne declarăm mulți credincioși, dar facem contra. Că eu nu mi explic, de exemplu, cum... Mă referam și la superstițiozitate un pic. Da, exact. Că asta vreau să spun. Nu mi explic cum noi ne declarăm credincioși, dar începem să citim și horoscopul, începem să căutăm și ceva magic, mai mergem și pe la un dat în cărți, mai puțină magie, mai puțină nu știu ce. Nu merge. Da, nu mă refeream la astea exagerate, clare.
ci la, știu, în micile noastre gesturi. Asta este un examen de conștiință zilnic pe care trebuie să vi-l faceți, să vedeți dacă nu cumva există această tendință, și e bună tema propusă de dumneavoastră, există această tendință, se poate vedea și în jur, de a încerca să ne comportăm după un tipic lumesc, un anume șablon de comportament în care creștinismul pare străin. Mai nou se numește asta corectitudine politică sau reeducare. Chiar vorbeam pe Facebook mai devreme cu prietenii mei, cum se spune pe Facebook, că aseară domnul Cernea m-a luat la ture, m-a făcut homofob când eu vorbeam de fapt de ideea că parlamentarii nu acceptă căsătoriile homosexuale tocmai pentru că ele contravin moralei publice, majoritar creștine. Și am fost catalogat drept homofob. Deci e o tendință de a construi un cadru steril în care corectitudinea asta politică să te facă să fii și altfel decât creștin 100%. Mici gesturi, mici păreri, sigur, pornind, cum spuneți dumneavoastră, de la micile gesturi din viață până la ideile foarte mari. De exemplu, văd creștini care încep să fie de acord cu homosexualitatea, ceea ce mă surprinde. Dar nu mă surprinde atât de tare când văd că alții aleargă după horoscop, magie, mai știu eu ce, superstiții, sau chiar și așa zisele tradiții populare care nici măcar n-au de face cu creștinismul. Da, și care transformă... Eu... Uite, un exemplu duplicitar este treaba asta de sărbători. Știți că de sărbători foarte multă lume aleargă după masă, mâncare, băutură, petrecere, distracție. Ăsta e un tip de comportament duplicitar. Caracterul cultic sau sărbătoarea în sine nu mai este atât de conștientizat. Nu știm dacă s-a născut Hristos sau altcineva, nu știm dacă a înviat Hristos sau nu, uite, se apropie Paștele, ce înțelegem noi din Paște? Unii înțeleg ouul, iepurașul, mielul, drobul și lumina. Că ne apropiem încet, încet așa de falsitatea asta de care spuneați. Important este să iei lumina la miezul nopții. Da, mergem să luăm lumină și după ce luăm lumină rămânem în întuneric. Da, am înțeles. Da. Dar mă refeream și la lucrurile acestea de finețe, ale celor care vin în biserică. Că duplicitarismul e în multe forme. Nu la cei din care nu intră în biserică și se declară ortodoxi, ci la... Mă rog, e o discuție poate care poate ocupa o temă mai largă. Da, da, da. Dacă... Păi duplicitarism este, de exemplu, și atunci când vii la biserică gândul să te ierte Dumnezeu, și te iei de vecinul de lângă tine și atragi atenția că nu știu ce a făcut el prin biserică, dar sigur, nu pe un ton creștinesc, ci așa, mustrător, ca și cum ai fi gardian. Mai sunt și de ăștia prin biserică. Sau multe alte forme de duplicitarism. Una zice, alta facem, ne propunem nu știu ce idealuri înalte și nu reușim să facem mai nimic. Eu mă întreb la începutul postului, de exemplu, câți promit că o să-l țină tot, și câți reușesc să-l țină tot la final? Trebuie multă smerenie pentru toate astea. Da, da. Eu zic că și lângă smerenie trebuie să adăugăm corectitudine, nu de asta politică, ci a fi cinstit în adevăratul sens al cuvântului. Nu promitem ce nu putem face, nu mințim, nu ne mințim pe noi înșine, nu ne prefacem, că și aici e vorba de o mască, probabil și asta e un lucru la care v-ați gândit când ziceți de duplicitarism, măștile vieții, știi? Ne prefacem că suntem, de fapt nu prea suntem. Și asta poate fi discutat. Da, mulțumesc, părinte, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, vă mai aștept cu drag în emisiune. Doamne ajută și audiție plăcută în continuare. Cineva pe internet ne scrie ce puteți să ne spuneți despre Evanghelia scrisă de Moise. Am auzit o știre la radio în care se vorbea despre această evanghelie, problema e că am auzit doar sfârșitul reportajului, mulțumesc. Dacă e vorba de radio-ul nostru, nu cred că ați auzit așa ceva. Moise n-a lăsat nicio evanghelie. În cel mai teologic caz cu putință, putem să spunem că legea pe care Moise a primit-o de la Dumnezeu și-a adus-o poporul evreu, poate fi un fel de evanghelie, dar nu în sensul clasic al cuvântului vestea cea bună, că aceea este adusă de Hristos, ci legea aceasta dată poporului e tot ca un fel de voie a lui Dumnezeu.
am putea să zicem așa, dar în rest, doar dacă intrăm în domeniul ezoterismului, al apocrifelor, al agnosticismului, pe acolo s-ar putea să găsiți tot felul de presupuse evanghelii de-astea ale tuturor. Trebuie să lămurim un lucru. Sunt multe scrieri cu pretenție de evanghelie în istorie. Scrieri agnostice, scrieri ezoterice. Ați auzit de manuscrisele de la Qumran, toată lumea știe aproape de ele. Evanghelia lui Toma, iată o altă discuție în mintea unora. Ele nu sunt evanghelii în sensul corect al cuvântului. Evanghelie, în ceea ce înseamnă creștinism, este definit ca vestea cea bună pe care Hristos o aduce lumii. Prin urmare, Evanghelia nu poate aparține decât lui Hristos, chiar dacă e consemnată de diversi autori și trebuie să fie corectă din punct de vedere al revelației. Așa, oricine poate scrie că a auzit el de la Hristos nu știu ce. De asta biserica de-a lungul timpului a alcătuit acest canon al Noului Testament, adică cărțile socotite autentice din Noul Testament, printre care cele patru sfinte evanghelii, așa le numim, tocmai pentru a le deosebi de falsele evanghelii. Restul sunt povești puse pe seama lui Hristos. Sigur, mai era o întrebare a unei, păi stai, domnule, biserica singură și-a stabilit cărțile despre care ea zice că sunt corecte, nu e ceva ciudat? Nu e ceva ciudat, pentru că singura instituție abilitată să trateze problemele teologic este chiar biserica, sigur, prin ajutorul specialiștilor. Da? Ce altă instituție pe fața Pământului se mai ocupă atât de puternic și de profund cu teologia decât biserica? Cine, fiscul? Sau filozofia? Sau, ce zicem, pictura, arta? Nu, astea sunt domenii conexe. Biserica este cea abilitată să se pronunțe pe probleme teologice pentru că ea, biserica, este de fapt comunitatea celor ce își trăiesc credința. Ale alte instituții sunt de factură seculară. Adică la filozofie putem să vorbim și de alte filozofii. Dar în biserică nu putem să vorbim și de... Sigur, putem vorbi de alte filozofii, dar nu considerăm că sunt relevante pentru mântuire. Pentru, de exemplu, filozofia de tip New Ageist, care acum bântuie prin lume, începând cu Nirvana și terminând cu teoria asta a religiilor sincretiste, că Dumnezeu e în toate religiile, că toate religiile sunt adevărate, că astea sunt niște lucruri foarte periculoase din punctul ăsta de vedere. Adevărul nu poate avea zeci de mii de forme. Adevărul e unul singur. Sigur, e în responsabilitatea fiecăruia să-l recunoască și să-l urmeze, dacă dorește. În rest, fiecare are opțiunea de a alege. Mai departe în emisiune. Cuvânt Dobrogean cu părintele Eugen Tănăsescu la Radio Dobrogea. Vino și vei avea un răspuns. Deci nu luați de bune toate evangheliile care au zis. Chiar Noul Testament spune că dacă altcineva zice Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru, dacă altcineva va reduce o altă evanghelie decât cea scrisă de mine sau adusă de mine, anatema să fie. Și asta nu pentru că avea Sfântul Pavel drept de exclusivitate, ci pentru că el aducea vestea cea bună fiind autorizat, fiind în cunoștință de cauză. Pentru că apostolii au preluat Evanghelia de la Hristos. De asta sunt apostoli, adică sunt martori ai lui Hristos. Restul, așa, despre Hristos pot vorbi mulți și astăzi sunt destui așa ziși evangheliști care vin să evangelizeze, dar numai evangelizare nu e aia. Deci trebuie să fim foarte atenți. Un SMS vine la 0768-123456. Vreau să vă zic, părintele Arsenie Boca le spunea credincioșilor pe care îi mărturisea și le dădea canon să nu mai facă păcatul pe care îl făceau. Un canon foarte ușor, mă iertați.
Așa, și care este canonul sau ce vreți exact să ne spuneți? A, le dădea canon să nu mai facă păcatul. Da, în esență, de fapt, toate canoanele bisericii sunt metode pedagogice, psihopedagogice, ca să vorbim așa pe placul celor mai moderniști, prin care tămăduim firea noastră de păcat. Ținta tuturor canoanelor bisericii este să nu mai păcătuim pe de o parte și pe de altă parte să ne desăvârșim. Adică canonul nu numai că ne îndrumă să ieșim din păcat, ci ne îndreaptă și spre ce este bine. Ne arată și care este calea corectă. E adevărat că pentru a nu mai păcătui, trebuie să te oprești de la păcat. Nu e suficient însă. Mai trebuie ceva. Să faci binele. Nu e suficient numai să faci răul. Dar sigur, așa la o primă discuție, când cineva te întreabă, părinte, ce să fac că dau răului? Păi nu mai da. E simplu să-i zici nu mai da răului. Problema este că trebuie să-i dai și puterea necesară sau canonul corespunzător, tratamentul sufletesc necesar ca să ajungă să nu mai dea răilor. Pentru că e ușor a zice din gură, nu mai fă. Și sigur, asta este esența oricărui canon. Da? Oricărui canon, să nu mai păcătuim. Părintele Arsenie Boca zicea bine. Dar pe de altă parte, cum facem? De asta, la spovedanie, mai luăm niște canoane zis ajutătoare, fiecare de la caz la caz, ca și la medic, la tratament, ni se dau pastilele necesare fiecăruia pentru a reuși să ne tămăduim de păcatul respectiv. Că așa e ușor să spui nu mai fă aia și gata, ai terminat discuția. Dar cum facem să nu mai facem? Cum ajungem să nu mai dăm răilor? Păi, uite, hai că tot am luat exemplul ăsta, să mergem puțin așa pe o linie generală, că m-au întrebat și pe mine mai mulți că știu că nu e bine să dea răilor și totuși dau. Mai întâi trebuie să identificăm de ce dăm răilor, ca să știm cu ce ne luptăm. Oamenii dau răilor din două mari motive. Fie pentru că se enervează și atunci firea care trage la păcat instinctual scapă aceste vorbele, dar aceste vorbele n-ar exista dacă mintea n-ar fi hrănită cu ele. De unde știm noi să vorbim rău? Adică ceea ce scoatem din gură este rezultatul a ceea ce băgăm în cap. Înțelegeți? Omul vorbește cu ceea ce se hrănește. Cum zic frumos Sfinții Părinți, această analogie că mintea noastră este ca o moară. Ce bagi pe o parte, scoate pe cealaltă. Bagi grâu, scoate făină. Bagi neghină, scoate neghină. Așa este și mintea noastră. De unde știm să vorbim rău? Pentru că am cultivat acele cuvinte rele în capul nostru. Deci avem de luptat pe două direcții. Mai întâi să ne curățim mintea pentru ca gura să nu mai zică. Asta înseamnă mai întâi să nu ne mâniem și a doua să scăpăm de obișnuința cearea. Pentru că de la enervare omul ajunge la tic verbal. Sunt și oameni care spun, zic așa, că mi-a venit, din obișnuință, spun unii. Zic din obișnuință, nu zic cu răutate. Nu zici cu răutate, dar obișnuința demonstrează că răul deja te-a acaparat. Oameni care înjură, care dau răilor, care spun cuvinte necuvincioase, de unde vin acestea? Din mintea lor. Și atunci cum o curățim? E, de aici începe canonul. Ăsta este rostul canonului, să-ți curățească mintea în cazul acestui dat de rău, că l-am ales ca exemplu. Și ce faci? Cum îți curățești mintea? Păi o hrănești cu cele bune. Așa cum pe un pământ plin de buruieni, ca să răsară grâu, trebuie mai întâi să-l cureți, să dai afară buruiana și apoi să însămânțezi cele bune. Cum dai afară buruiana? Cu post, cu înfrânare. Mântuitorul Hristos este sursa cea mai autorizată pentru toate păcatele care ar fi pe fața pământului, că putem scăpa de ele cu post și rugăciune. Postul ne învață înfrânarea, deci scoatem buruienile
din sufletul nostru, scoatem cuvintele rele din cap și în același timp băgăm în locul lor cuvinte bune. Cum? Păi zice post și rugăciune. Rugăciune la care adăugăm, cum mulți duhovnici o fac, cititul cărților sfinte. Deci ne rugăm pentru a obișnui mintea cu cuvintele frumoase ale rugăciunii, pentru a ne hrăni mintea cu aceste cuvinte și mai și citim din când în când, mai facem și metanii, desigur că avem nevoie și de exercițiu psihosomatic, cum se spune, unim sufletul cu trupul, dar mai trebuie să și citim. Din păcate constat că la capitolul ăsta noi românii avem probleme foarte mari. Am ajuns chiar să ne dăm cu părerea fără să citim suficient. Au tot felul de opinii total eronate despre religie, despre Dumnezeu, despre sfinți, despre multe se pot vorbi, ne-ar trebui zile întregi. Dar dacă nu citești din cărțile sfinte, n-ai de unde să știi ce e bun și frumos. N-ai de unde să știi ce trebuie. Cine nu citește mai ales Noul Testament, Sfânta Evanghelie, scrierile Sfinților Apostoli, nu poate fi creștin deplin. Pentru că nu cunoaște cuvintele vieții veșnice, cum sunt ele denumite. Un ultim telefon în această emisiune. Avem pe fir. Alo, sunteți în direct, Doamne ajută, vă ascultăm. Alo. Întâi o emisiune de calitate. Doamne ajută. Sunt o limbă scrisă și spusă. Spuneți, doamnă, vă ascultăm, sunteți în direct. Da. Da. Cred că nu mai ne mai suportă nici Dumnezeu. Ba, ne suportă, doamnă. Păi câtă răutate este pe pământ? Păi de asta a venit, să ne îndrepte. Da. Ce ați făcut? Ați închis. Reveniți, vă rog. Da. Ne suportă, doamnă Dumnezeu, cum să nu suporte? Ei ne suportă. Ba mai mult decât atât, s-a pus pe cruce pentru noi. Din dragoste pentru noi s-a lăsat răstignit de noi și ne-a învățat până la capăt. Ne suportă Dumnezeu. Problema e că noi nu ne mai suportăm. Cred că aici ați vrut să spuneți și aveți dreptate aici. Noi între noi nu ne mai suportăm. Uitați-vă cât război, cât scandal, câtă luptă este între noi. Ia să vedem, e din nou doamna pe fir, alo? 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 M-auziți? E problemă, cred că. Cred că are o problemă cu telefonul, doamna. Mai încercați. Mai stăm vreo 3 minute. Poate reușim. Ar fi păcat să vreți să spuneți ceva și să nu reușiți. Dar în principiu am înțeles ce vreți să spuneți. Că s-a întins răul foarte mult pe pământ. Asta ați vrut să spuneți. Da! Știți că în momentul în care Dumnezeu nu ne mai suportă, va veni. O să zic că, domnule, cu ăștia nu se mai poate. Ia să coborâm, să... Dar nu cred că așa se poate pune problema, pentru că Dumnezeu e iubire pură. Dumnezeu, de fapt, coboară pe pământ nu că nu ne mai suportă, ci ca să pună punct răutății. De asta va fi a doua venire. Dar când? E, mai e, probabil, până atunci. Nimeni nu știe ziua și ceasul. Dar știm că pentru noi însă, fiecare dintre noi, atenție, vine sfârșitul. Întâlnirea cu Dumnezeu este oricând posibilă. Judecata, mai ales. De asta trebuie să avem grijă ce facem noi. E drept că este mult rău în jur. Dar nu trebuie să deznădăjduim. Nu. Ci trebuie să luptăm să devenim buni. Asta este o soluție și Hristos este alături de noi. Pe fiecare sfânt altar ne așteaptă să ne unim cu El. Ia să vedem, a revenit doamna? Sunteți pe fir? Alo? Popă, poluția mea! A, bun. E bine, asta că va folosi la dosarul pe care ți l-am făcut. Despre asta e vorba. Mulțumesc. Mulțumesc pentru atenție. Vă aștept cu drag și vinerea viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, la o nouă ediție de Dialog cu Ascultătorii. Suntem deschiși chiar și către cei mai turmentați, dar nu chiar așa cum cred ei. Și vă aștept cu drag. Și vinerea viitoare, Părintele Eugen Tănăsescu vă mulțumește pentru atenție. Până la o nouă reauzire, aveți grijă cum trăiți în această lume. Exact cum spunea Mântuitorul Hristos ucenicilor, privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Pentru că spunea în altă parte Sfântul Apostol Petru, diavolul
umblă ca un leu, răcnind și căutând pe cine să înghită. Adică lupta trebuie să fiți conștienți că este permanentă. Cât trăim, ne luptăm. De fapt, ne luptăm cu noi înșine pentru a ne îndrepta și pentru a ne desăvârși. Toate cele bune, Doamne ajută! Cuvânt Dobrogean.